Soluție pentru problema de sâmbătă dimineață. Se dau două pătrate, să notăm primul pătrat, A, B, C, D, de o de latură de dimensiune oarecare, de centru pe care o notăm O, intersecția diagonalelor, de asemenea AB se prelungește cu un segment de lungime X până în punctul M, de asemenea și BC se prelungește până în punctul N, CN și BM au aceeași dimensiune X și se construiește funcție de segmentul NM, un alt pătrat pe care o notăm MN pe Q. Acest din urmă pătrat considerăm că are latura 1, așa cum se sugerează în figură. În aceste condiții se cere să calculăm area patrulaterului verde pe care îl notăm. Dacă O prim este centrul celui de-al doilea pătrat, atunci este vorba de area patrulaterului MO prim NO. Înainte de toate, vrem să stabilim natura acestui patrulater, să vedem dacă nu cumva este un patrulater particular. Se poate observa prima dată că MO prim N, dacă am dus diagonala NM în acest patrulater, atunci NO prim M este un triunghi dreptunghic isoscel. Vrem să urmărim natura triunghiului MON. Dacă MON este de asemenea un triunghi dreptunghic isoscel, atunci MO prim NO, adică patrulaterul verde, este un pătrat, iar calculul este cât se poate de ușor de aflat, de făcut. Pentru aceasta vom observa două triunghiuri congruente. Vom pune în valoare faptul că CN și BM sunt de aceeași dimensiune X și atunci alegem, desigur, triunghiurile CNO și BMO. Deci să scriem aceste două triunghiuri mai întâi. Deci triunghiul CNO și triunghiul BMO. Aceste două triunghiuri sunt congruente, întrucât au BM egal cu CN, deci o latură. De asemenea, unghiul din B al triunghiului OBM este 90 plus 45, deci 135 de grade. 135 de grade, 90 plus 45, este și unghiul OCN. Deci avem latură, unghi, și încă o latură OC și OB ca și jumătăți ale de diagonale a pătratului ABCD. Deci avem latură, unghi, latură. Dacă aceste două triunghiuri sunt congruente, rezultă mai departe că și ON și OM sunt congruente. Deci ON este congruent cu OM. Până în prezent avem faptul că triunghiul NOM este isoscel. De asemenea, putem urmări și un patrulater special, iată, este vorba de OBMN, care este un patrulater inscriptibil. Deci vom scrie aici OBMN este inscriptibil pentru motivul că din triunghiurile congruente rezultă că unghiul din N format de diagonala NB cu o latură este congruent cu unghiul din M format de cealaltă diagonală cu latura opusă, proprietate a patrulaterului care implică faptul că patrulatorul OBMN este inscriptibil. De aici rezultă atunci că și unghiurile format de NB cu latura BM, care este un unghi drept, este egal cu unghiul format de cealaltă diagonală OM cu ON. Deci și NOM este un unghi drept. Deci rezultă atunci că NBM, să scriem așa, NBM
Deci NBM este congruent cu unghiul NOM aplicând aceeași proprietate a patrulaterului inscriptibil. Bineînțeles, este egal cu un unghi drept. Fapt pentru care rezultă atunci că un triunghiul NOM are un unghi drept și NO egal cu M, adică este isoscel, revenim mai sus, ceea ce înseamnă că triunghiul este dreptunghic isoscel. Deci, adăugăm faptul că măsura lui NOM este egal cu 90 de grade. Rezultă de aici că triunghiul NOM este dreptunghic isoscel. Dar și triunghiul NO'M este de asemenea dreptunghic isoscel, ceea ce înseamnă că alegem să demonstrăm în felul acesta faptul că patrulatorul verde OM'N egal un pătrat. Și atunci rezultă că aria acestui pătrat OM'N va fi egală cu latura la pătrat. Deci N oprim la pătrat. Adică egal cu N oprim este jumătate din diagonală, adică radical din 2 pe 2. Radical din 2, latura, repet, este 1. La radical din 2 pe 2, totul la pătrat. Care este egal cu 2 pe 4, egal cu 1 pe 2. Deci, aria pătratului verde este 1 pe 2. Vom reveni și la concluzie. Să ștergem semnul de întrebare. Deci, area pătratului, cum spuneam, este 1 pe 2. La revedere!